Săptămâna a început într-o notă optimistă din punct de vedere meteorologic, cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius. Pentru marți, meteorologii anunță o zi însorită cu temperaturi la fel de generoase, ce vor urca până în jurul valorii de 22 de grade. Va fi mai cald decât în mod obișnuit pentru acest sfârșit de martie. Norii noi vor face simțită prezența, iar vântul va adia ușor. Marți, vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării. Face excepție nord-estul, unde valorile termice vor scădea față de luni. Cerul va fi variabil, cu norări temporare în nordul, centrul și estul României, unde pe arii restrânse va ploua slab. La noapte va fi mai cald decât noaptea trecută, cu o minimă în jur de 6 grade, iar tendința presiunii atmosferice este în scădere. Astfel, marți se vor înregistra la Bolintin, Comana, Mihăileș, Ghimpații, Zvoarele, Giurgiu și Hotarele 21 de grade Celsius. Vântul va sufla cu o viteză de 5 km pe oră din direcția sud-vest. Presiunea atmosferică va fi de 759 mm coloană de mercur, iar umiditatea aerului va fi de 32%. Dunărea este în creștere cu 5-15 cm, cota probabilă este 186 cm.